de săptămâna viitoare, echipe formate din responsabilul de stradă, că noi avem responsabili pe străzi din personalul primăriei, cu personal de la dispensarul veterinar și cineva de la poliția locală, să încercăm să, adică vom face treaba asta, să vedem și efectul, să mergem din poartă în poartă și acolo unde sunt câini, să procedăm la cele trei operațiuni. Microcipare, sterilizare, care nu o să se poată facă pe loc, dar să discutăm cu proprietarii acestor animale că este cerut de lege și este necesar să facă microciparea pentru o siguranță. Dacă a scăpat câinele și a făcut un pocinog, așa, să știm al cui a fost. A treia operațiune, înregistrarea în registrul electronic al câinilor cu stăpân, care este și asta la fel obligatorie, microciparea fiind legată de această înregistrare. Odată cu microciparea și cetățeanul devine mai responsabil, are mai multă grijă să nu plece pe stradă, mai ales dacă îi știe că sunt agresivi.